Ședința solemnă a Parlamentului pentru celebrarea Zilei Naționale a avut loc în prima zi a săptămânii, în prezența mai multor personalități ale statului, precum și alți invitați și reprezentanți ai corpului diplomatic. Aflat pentru prima oară în Parlament după câștigarea noului mandat, Klaus Iohannis a susținut un discurs în fața aleșilor. Aducem astăzi un cuvenit și pios omagiu tuturor înaintașilor care s-au jertfit pentru propășirea națiunii române, sporind cu fiecare generație, prin trudă și sânge, această lucrare de glorie, astfel încât noi și copiii noștri să putem privi înainte cu deplină încredere în viitor. Apărând principiile de căpătâi ale națiunii noastre europene, mulți români au pierit în războaie, ori în negura anilor grei de dictatură. Sunt românii care și-au dat viața pe fronturile de luptă, în teatrele de operații din întreaga lume pentru apărarea intereselor României, în închisorile comuniste sau în zilele sângeroase ale lui decembrie 1989. Avem datoria de a le păstra tuturor acestor eroi memoria vie și de a ne angaja ferm că nu vom mai permite niciodată ca drepturile și libertățile individuale să fie încălcate, iar sacrificiul lor banalizat. Referitor la zilele noastre, șeful statului a făcut câteva aprecieri cu privire la faptul că alegerile au reprezentat o reconfirmare a identității românilor. În acest context, Klaus Iohannis a adresat un mesaj românilor din diaspora. Deși ne-am confruntat cu numeroase tensiuni și conflicte, cu instrumentalizarea politică a unor teme sensibile și cu încercări de adâncire a falilor din societate, marele câștig al acestui an este faptul că românii, prin votul lor, au spus clar și răspicat că vor o Românie pro-europeană, puternic atașată valorilor democrației și ale statului de drept, o țară prosperă, cu sisteme publice performante, cu o justiție independentă, cu o clasă politică aflată în slujba cetățenilor. La mulți ani, România! La mulți ani, România! Președintele României a fost urmat la tribună de președintele Senatului, care este al doilea în ierarhia statului român stabilită de Constituție. Este o zi a memoriei care determină pe fiecare român în parte să se reconecteze cu istoria, cu tot ceea ce înseamnă trecutul nostru glorios, cu eroii națiunii, cu sacrificiul și vitejia armatei române și, nu în ultimul rând, cu eforturile întregii elite intelectuale și politice românești care au contribuit la înfăptuirea idealului unității și demnității naționale. În alocuțiunea sa, președintele Camerei Deputaților a vorbit despre unitatea românilor dintr-o altă perspectivă. Marcel Ciolacu a arătat că națiunea română are nevoie de unitate și colaborare pentru un proiect național. Avem nevoie urgent de un proiect național în care să credem. Putem învinge această frână mentală de la nivelul societății doar dacă ne vom da mâna din nou. Și să începem cu toții să construim ceva semnificativ pentru România. Dragi colegi, astăzi România traversează o criză fără nume pe care o simțim, vorbim despre ea, dar căreia nu reușim să-i găsim originea. Deci nici soluții. Este criza marilor proiecte. Am avut Marea Unire de la 1918, am avut Revoluția din 1989, apoi tranziția și aderarea la NATO și Uniunea Europeană. Sunt momente semnificative care nu ar fi fost posibile dacă societatea și toate forțele politice nu și-ar fi dat mâna să meargă împreună pe același drum. Ca oameni politici trebuie să vedem în Ziua Națională și alte sensuri care ne aduc din trecut lecții prețioase pentru prezent și viitor. Unirea proclamată de națiune în 1918 a avut nevoie în anii următori de un alt fel de luptă politică și diplomatică pentru a obține recunoașterea internațională și pentru a face voința românilor respectată prin tratatele de pace.
Această luptă a fost dusă cu sprijinul instituției regale de către oameni politici al căror nume trebuie să ne-l amintim mereu cu reverență, cum ar fi Ionel Brătianu, Tache Ionescu, Alexandru Vaida Voievod, Iuliu Maniu, Nicolae Iorga și atâția alții care, departe de a fi perfecți, au arătat calități remarcabile și care au reușit să obțină acest deziderat fundamental pentru România. Toți reprezentanții partidelor politice au avut alocuțiuni cu prilejul ședinței solemne care a avut loc în plenul Parlamentului pentru celebrarea Zilei Naționale. În toate discursurile s-au regăsit apelul la unitate.